Din perspectiva Facebook, este și va rămâne și în următorii ani cea mai bună sursă de trafic. Este cineva care nu-i de acord cu această propoziție? Cine nu-i de acord să ridicați mână? Una? O singură? Două? Numai două persoane nu-s de acord. Ok, vom discuta la pauză, că sunteți prea puțin ca să intrăm acum în polemica Facebook. Și pot să vă spun de ce consider eu lucrul acesta. Problema majoră pe care eu o văd cu Facebook-ul este că majoritatea experților care se vând ca experți în Facebook încă nu-l înțeleg la adevăratul nivel. Și spun acest lucru pentru că văd că vin oameni la mine și în România și din Londra care se vând ca experți pe Facebook, trainer de Facebook advertising, și care au lacune în a înțelege exact toate amănuntele acestei platforme. Dar cred că nivelul va crește în viitor și vor fi din ce în ce mai mulți oameni care vor face și bani cu platforma Facebook. Culmea este că în momentul de față, 9 din 10 oameni care folosesc platforma Facebook, plătesc în platforma Facebook, pierd bani. Iar motivul pentru care pierd bani, de cele mai multe ori, nu este legat de cum butonezi în Facebook, ci de ce se întâmplă în afara platformei. Eu consider că va deveni și în România din ce în ce mai competitivă platforma Facebook. Deja în Londra costă de 10 ori mai mult, ca să nu zic de 20 mai mult, de ori mai mult să obținem o interacțiune pe care o obținem în România. Deci costurile clar vor crește. Și cumva eu îl văd așa ca pe un trend, un tren în care ori v-ați suit deja și sunteți în mers și ajungeți mai repede la destinație, ori trece pe lângă voi și vă lasă un mare gol pe lângă. Fiindcă dacă nu sunteți pe platforma Facebook și nu faceți reclamă pe platforma Facebook, eu consider că aveți un mare dezavantaj în businessul vostru. Doar că pentru a face această reclamă în Facebook, ai nevoie să te gândești dincolo de platforma Facebook. Ce se întâmplă cu călătoria clientului dincolo din platforma Facebook. Boțurile. A auzit cineva de boțuri? Cine a auzit? Aha, nici măcar jumate, vreo 30% din voi. Boțurile sunt niște mesaje automatizate prin Facebook Messenger, care e ultima găselniță. Deci, conform unui articol publicat de revista Forbes, boțurile acum dau un return on investment la boțuri de 400%. De ce? Pentru că e o chestie nouă. Și foarte puțin cred în ea și mai puțin s-au apucat să îl folosească. Și mai puțin îl folosesc ca lumea. Și știu ce fac cu el. Eu trebuie să vă mărturisesc. Ați primit vreun mesaj de la noi în ultima lună? Ridicați mâna cine a primit. Ok, țineți mâna ridicată dacă v-am enervat cu acele mesaje. Numai pe tine te-am enervat. Două persoane. A fost un risc. Învățăm despre boțuri, nu le stăpânim și ne-am asumat că la un moment dat cumva o să enervăm pe cineva. Dar dacă nu ne asumăm chestia asta, n-aveam cum să învățăm. Pot să vă spun că am început deja să înțelegem cum funcționează și până la urmă botul este pur și simplu încă o modalitate de a avea o comunicare personalizată cu potențialul client. Pentru că o să discutăm imediat când ne ducem către comunicare one-to-many, dar personalizată. Deci, încă o dată revin și punctez. Facebook este o platformă extraordinară, dar ce contează cel mai mult, înainte să investiți bani în Facebook, sau ca să investiți maxim și să obțineți maxim posibil, este călătoria clientului în afara lui Facebook. Mi-a dat click clientul, ce s-a întâmplat de la acel click? O călătorie o fac prin bots, o călătorie o fac prin mail-uri, o călătorie o fac prin retargeting ads,
O călătorie poate să o fac prin YouTube video, să vină la website-ul meu, să interacționeze cu mine în diverse feluri. Pentru că oamenii consumă conținut în diverse feluri. Și fiecare e altfel și are pretenția să fie tratat așa cum își dorește el. Și atunci boțurile sunt încă o modalitate prin care noi să putem să comunicăm așa cum își doresc oamenii, dar trebuie să gândim înainte această călătorie a clientului. Nu doar să scriem niște mesaje și atât.